Un sobor de preoți din protopopiatul sector 4 Capitală a oficiat o slujbă de pomenire pentru victimele de la Clubul Colectiv cu prilejul împlinirii a 2 luni de la tragicul accident. La evenimentul care a avut loc chiar în fața clubului au participat rude și cunoscuți ale victimelor. Însuți preabunul împărate, prin noi smeriții și nevrednicii slujitorii tăi, iartă, Doamne, robilor tăi acestora, care au murit în acest loc cu moarte năprasnică, se pomenesc Ștefan, Andrei, Cătălina, Alexandru, Cătălin, Andreea, și le iartă lor, te-au greșit ei ca niște oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Am săvârșit o slujbă de pomenire printr-un pogorământ, sfătuindu-mă cu colegii preoți care au venit împreună cu noi și am slujit în acest ceas de seară, la 2 luni de la acest tragic eveniment. Și zic prin pogorământ pentru că biserica în aceste zile nu săvârșește slujbă de parastaz, de pomenire. Dar nu am găsit o altă slujbă mai potrivită ca să ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, pentru ușurare, pentru izbăvire și mântuire sufletească. În urma incendiului din Colectiv, 63 de persoane și-au pierdut viața și alte 23 sunt în continuare internate în spitale.